Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Sunt Carina Miller și bine v-am regăsit la știri. Iată cele mai importante subiecte ale ediției. Președintele Frank-Walter Steinmeier, aflat în vizită oficială la Chișinău, a oferit în numele Germaniei un ajutor de 10 milioane de euro, bani pe care autoritățile de la Chișinău urmează să decide cum vor fi investiți. 15 polițiști de frontieră de la aeroportul Chișinău sunt cercetați pentru fapte de corupție. 13 dintre ei au și fost reținuți, iar anchetatorii spun că suspecții estorcau bani de la pasagerii care au încălcat regulile anti-COVID. Transportatorii de pe rutele interurbane cer guvernului revizuirea tarifelor la biletele de călătorie și amenință că vor ieși în stradă la proteste. Astăzi, ANRE a anunțat că mâine motorina se scumpește cu 6 bani și prețul depășește pragul psihologic de 17 lei. Victorie istorică pentru Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova la fotbal, a învins-o pe Real Madrid, scor 2-1, în a doua etapă a grupelor Ligii Campionilor. Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, se află într-o vizită oficială de 2 zile la Chișinău și și-a arătat toată deschiderea pentru a susține Republica Moldova în parcursul său european. A oferit în numele Germaniei și un ajutor de 10 milioane de euro, bani pe care autoritățile de la Chișinău urmează să decidă cum vor fi investiți. Președintele Steinmeier a anunțat că Germania va oferi și expertiză pentru a consolida instituțiile statului. Președintele Maia Sandu a anunțat că în octombrie se va semna acordul dintre guvernele Republicii Moldova și Germaniei, privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere. Președintele Frank-Walter Steinmeier a fost întâmpinat cu onoruri militare și apoi a avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu. Aceasta a mulțumit oficialului german pentru cele 290 de milioane de euro bani oferiți sub formă de asistență financiară în ultimele 2 decenii. Maia Sandu a cerut președintelui german sprijin pentru recuperarea banilor din frauda bancară fără precedent din Republica Moldova. Contăm totodată pe sprijinul Germaniei în contextul realizării agendei europene a Republicii Moldova. Țara noastră este pregătită să avanseze în îndeplinirea angajamentelor sale față de Bruxelles și dorește să avanseze și în agenda de asociere și integrare cu Uniunea Europeană. Die ist wirklich mit den Händen zu greifen, diesen Schwung, diese Dynamik wollen wir als Bundesrepublik Deutschland nach Kräften und so konkret wie möglich auch unterstützen. Die Europäische Union braucht eine stabile und prosperierende östliche Nachbarschaft und die Reformen in Moldau sind die vielleicht ermutigendste Entwicklung in der ganzen Region. Wir Deutsche verstehen uns als Partner und als Anwalt dieser Region. Președintele Germaniei a declarat că va oferi Republicii Moldova 10 milioane de euro, iar gestionarea banilor o lasă la discreția autorităților de la Chișinău. Vorbind despre preocupările actualei guvernări, Maia Sandu a cerut sprijin din partea Germaniei pentru a consolida instituțiile statului și a lupta împotriva corupției. A făcut referire la instruirea procurorilor și judecătorilor. Președintele Republicii Moldova a vorbit și despre recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere. Recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere este un alt subiect important pentru cetățenii Republicii Moldova. Negocierile pentru semnarea unui acord privind permisele vor demara în luna octombrie al acestui an. Apreciem în acest sens deschiderea autorităților germane de a renunța la susținerea examenului teoretic pentru conversiunea permisului moldovenesc pe unul german. Nicht das Ende unserer Unterstützungsbereitschaft, sondern wir sind selbstverständlich auch bereit, je nach Bedarf und Bedarfsanalyse der politischen Führung hier in Moldau auch zu unterstützen bei der Unabhängigkeit des Justizsystems und Reform der Staatsanwaltschaft. Președintele Germaniei este al 5-lea șef de stat care vine în Republica Moldova în timpul mandatului președintelui Maia Sandu. Vineri la Chișinău este așteptat într-o vizită de 2 zile și președintele Sloveniei Borut Pahor.
Germania este gata să investească mai mult în Republica Moldova. E declarație făcută de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, în cadrul Forumului Economic Moldo-German, care se desfășoară în aceste momente la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul a adunat peste 80 de companii din Republica Moldova și Germania. Colega mea, Natalia Chicu, urmărește desfășurarea forumului și ne oferă detalii. Natalia, te ascultăm! Bun găsit! Forumul de afaceri bilateral Republica Moldova-Germania se desfășoară în contextul vizitei oficiale în Republica Moldova a președintelui Republicii Federale Germania. Evenimentul a adunat în total 80 de companii din ambele state. Din Germania, la forum sunt prezente 10 companii importante din domenii precum comerț, IT, inginerie, automotive, industrie și echipamente industriale. Evenimentul a fost deschis de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. În cuvântul de salut, președintele Germaniei a declarat că țara sa este gata să investească și mai mult în Republica Moldova, iar evenimentul de astăzi este o platformă interactivă pentru stabilirea relațiilor noi de colaborare și parteneriate durabile între cele două state. În context, președintele Republicii Moldova a declarat că noul guvern de la Chișinău va crea un mediu oportun pentru dezvoltarea mediului de afaceri. În total, în Republica Moldova sunt peste 400 de companii cu capital german care aduc investiții de peste 200 de milioane de euro. Acestea creează și peste 9.000 de locuri de muncă. În Germania ocupă în prezent locul 4 printre țările care investesc în Republica Moldova. Atât de aici. La revedere! Lipsa personalului medical este tot mai simțită în spitalele din Republica Moldova. Ce soluții vor să aplice autoritățile pentru depășirea problemei, vă spunem peste câteva momente în telejurnal. Aeroportul din Chișinău a fost dimineață scena unor descinderi de amploare, organizate de SIS, CNA și Procuratura Anticorupție. Numai puțin de 15 polițiști de frontieră sunt cercetați, iar 13 dintre ei au fost și reținuți. Dizi dimineață, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins într-un dosar de corupție la aeroportul internațional Chișinău. Forțele de ordine au stabilit că polițiștii de frontieră ar fi estorcat bani de la unii pasageri care au încălcat regulile anticovid pentru a le permite traversarea frontierii. Centrul Național Anticorupție a publicat imagini surprinse cu camera ascunsă, din care se vede cum un polițist de frontieră ia mită de la o femeie depistată cu un test COVID-19 fals. Vă pun cătușe, ne înșchem grupă, vă așez pe scaun și începem a scrie foi și să zburați și găsesc viața pop complet. Într-o altă secvență video se vede cum un cuplu încearcă să negocieze cu polițistul de frontieră mărimea mitei. Ancheta a început pe 23 iunie în urma unor informații operative care au dus în cele din urmă la identificarea întregii scheme de corupție. Dosarul penal cuprinde 59 de episoade, printre care 38 de pretindere de mită și 21 de alte abateri contravenționale. Ca rezultat al acțiunilor operative, s-a constatat că angajații sectorului de poliție de frontieră, aeroportul internațional Chișinău, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în contextul restricțiilor impuse de situația epidemiologică, au creat și implementat o schemă de obținere ilicită a mijloacelor bănești de la pasagerii care plecau din țară și în privința cărora apăreau suspiciuni de deținere și prezentarea a testului PCR COVID-19 cu semne de falsificare. Astfel, polițiștii implicați în serviciu ar fi acceptat și primit sistematic de la cetățeni care traversau frontiera Republicii Moldova, pe sensul ieșire, sume cuprinse între 50-100 de euro. Anchetatorii au mai stabilit că polițiștii de frontieră ar fi pretins mită și de la persoanele care au încălcat regimul de izolare și intenționau să plece din Republica Moldova. Toți polițiștii suspecți au fost reținuți.
Ofițerii Direcției Inspecție efectiv din cadrul Poliției de Frontieră au participat alături de SIS, CNA și Procuratura Anticorupție la descinderile din Aeroportul Internațional Chișinău, oferind suportul necesar în documentarea cazurilor de corupție. Deocamdată sunt anchetați 15 polițiști de frontieră ce au statut de bănuit. 13 au și fost reținuți și urmează să fie duși în izolatorul CNA. Aceștia sunt cercetați pentru corupere pasivă și riscă până la 10 ani de închisoare cu privare de a ocupa funcții publice pe o perioadă de până la 10 ani. Nici o zi fără scumpiri la carburanți. Andrei a publicat noile prețuri de referință pentru mâine, iar motorina se scumpește cu 6 bani și depășește pragul psihologic de 17 lei. Efectele sunt simțite din plin de companiile de transport. Cei de pe rutele interurbane cer creșterea tarifelor pentru călătorii și susțin că prețul biletelor ar trebui dublat. Transportatorii cer guvernului revizuirea tarifelor în regim de urgență și amenință că vor ieși în stradă la proteste. Scumpirea carburanților a lovit puternic în afacerile transportatorilor de pe rutele interurbane. Ei se plâng că nu mai înregistrează profituri, ci doar cheltuieli și din acest motiv ar putea atrage mașinile de pe traseu. Gheorghe Balanici, un șofer de pe ruta Glodeni-Chișinău, spune că astăzi a parcurs aproape 200 de kilometri cu doar 5 pasageri în mașină. Rămânem fără kilos pe fund, așa să spunem. Socotiți la Glodeni, părvenim la Chișinău, avem aproape 200 de kilometri, acolo 200 încoace. Așa-i? 100 de kilometri. Și cât motorină trebuiește nouă? Hai să le punem toate sub pereți și să o luăm și cu mama noastră și până amul. Care în Rusia, care în Spania, care în Portugalia și Moldova rămâne cu figa, așa-i? N-avem cu ce repara, n-avem cu ce sta în calea mașinilor. Nu putem, nu dovedim să câștigăm capeica ca să reparăm mașină. Sunt zile când ești un scoț, nu ți iasă nimica. Președintele Asociației Patronale a Transportatorilor spune că a avut în august o întâlnire cu actualul ministru al Economiei și Infrastructurii, Sergiu Gaibu, și a cerut revizuirea tarifelor, dar nu a primit niciun răspuns. Noi am făcut calcule și ele arată că tariful trebuie dublat. Deocamdată este calcule pentru noi, care vă spun, nu le anexăm la cerința care o adresăm la minister. Noi nu mai putem aștepta întâlnirile. Fiindcă zilnic prețul la motorină crește. Noi, dacă era prețul stabil, noi mai așteptam deciziile lor. În prezent, prețul călătoriei pentru un kilometru este calculat la aproximativ 60 de bani. Însă, dacă doleanța transportatorilor va fi luată în calcul, pasagerii ar urma să plătească dublu, adică 1 leu și 20 de bani. Scumpirea biletelor va afecta cel mai mult pensionarii, dar și studenții care circulă mult cu microbuzele. Noi vedeți că suntem cei de la urmă. Suntem bătuți din toate punctele de vedere, nu numai de călătorie. Nu putem să fim împotrivă, pentru că omul îi trebuiește. El la o spital undeva trebuie să ducă. 10 lei dacă s-a scumpit, nu-i domnul Jereș. Adică cu 10 lei acceptați mai mult, ar fi prea... E prea mult, e clar. Mult tare tot nu-i. Nici pentru călător nu-i bun. Pentru un student, da, este costisitor. Ținând cont că și transportul feroviar deja nu mai este gratuit în România, asta este cea mai avantajoasă ofertă. Cu salariile din Moldova și cu bursele studenților, cred că, da, nu va fi un avantaj. Asociația Patronală va expedia o nouă solicitare Ministerului Economiei și Infrastructurii, prin care va cere ajustarea tarifelor în funcție de prețurile la carburanți. Reprezentanții Ministerului anunță că în luna octombrie va fi organizată o întâlnire cu transportatorii, în care va fi prezentată poziția oficială. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală din Republica Moldova va cumpăra un aparat performant ce va putea fi folosit inclusiv la diagnosticarea afecțiunilor post-COVID-19. Achiziția este posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Guvernul Japoniei în cadrul proiectului Cusanone. Grantul de $355.000 americani a fost semnat ieri de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Katayama Yoshihiro. În perioada 2008-2021, Japonia a oferit Republicii Moldova finanțare nerambursabilă de $6 milioane pentru 72 de proiecte de dezvoltare. Din acestea, 45 de proiecte au fost orientate pentru întărirea capacităților de acordare a serviciilor în instituțiile medicale.
Lipsa personalului medical este tot mai simțită în spitalele din Republica Moldova. Problema este veche și are efecte dezastruoase, mai ales acum în pandemie. Este nevoie de zeci de medici și asistente medicale, fără de care tratamentul pacienților este imposibil și devine un chin pentru cei puțini rămași în sistemul de sănătate. Șeful de la terapie intensivă din Institutul de Medicină Urgentă Chișinău spune că secția este plină cu pacienți și sunt tot mai puține cadre medicale. Mai sunt disponibile 8 posturi de medici, dar nu sunt doritori, mai este nevoie și de kinetoterapeut și asistente medicale. Da, nu ni s-au dus echipamente pe parcurs la un an. Exact, dar nimeni niciodată pe parcurs la un an jumătate nu a asigurat spitalele cu personal. Și nimeni, de fapt, teoretic vorbind, la personal nu s-a gândit. De fapt, noi nu avem doctori în țară. Într-o secție de terapie intensivă, în oricare din raioanele țării, lucrează 2 doctori care vin în tură de noapte 24 de ore fiecare zi. Criza de personal este și la Spitalul Clinic din Bălți. Directorul instituției recunoaște că puțini medici tineri vin să trateze pacienții, mai ales în perioada pandemiei. Acum este un deficit de 18 medici, 24 de asistente medicale și 6 infermiere. Avem necesitate de medici anesteziologi, reanimatologi. Avem necesitate de specialiști de profil îngust ca endoscopiști, ca ultrasonografiști, ca oculiști. Avem posibilitate să le dăm să opereze. Avem aparataj medical. Vârsta de 60 de ani în sus e mai mult de 60%. Am auzit de situații când în spitalele raionale, spitalele municipale din Chișinău stă echipament medical, dispozitive medicale nedate în utilizare din motiv că nu sunt specialiști pentru a le da în exploatare și nu sunt specialiști pentru a le utiliza. Deci noi nu avem așa situații. Noi avem în spital din 300 de pacienți, undeva 70% sunt pacienți de vârsta 3, 65-70 de ani în sus, care nu sunt vaccinați. Ei ajung la noi în spital într-o stare foarte, foarte gravă. Noi nu avem posibilități ca să le acordăm ajutor. Ministerul Sănătății neagă că ar fi lipsă de cadre medicale în spitale, ba chiar de asigurări că cei prezenți fac față numărului mare de pacienți, iar toate echipamentele medicale sunt folosite. La momentul de față nu avem dispozitive medicale care ar activa cumva singure, fără cadre medicale, deci ne stăruim ca să schimbăm lucrătorii medicali dintr-un spital în altul, astfel ca să facem față absolut la toate provocările și la toată presiunea. Deci, deocamdată ne descurcăm. Agenția Națională pentru Sănătate Publică nu ne-a putut oferi deocamdată o statistică exactă a crizei de personal din spitalele Republicii Moldova. O construcție amplasată pe un teren de joacă din orașul Soroca pune în mare primejdie viața copiilor. Cum arată și ce măsuri iau autoritățile locale, aflați peste câteva minute în telejurnal. Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, și-a încheiat vizita de 2 zile la Bruxelles, cu o ședință la care a discutat cu membrii delegației Legislativului European la Comitetul de Asociere Parlamentar UE Republica Moldova. La ședința prezidată de copreședintele Comitetului, Zigvret Mureșan, oficialii au abordat evoluția relației dintre UE și Chișinău, cooperarea mai strânsă în diferite domenii, reforma justiției și intensificarea luptei împotriva corupției. Am avut în cadrul discuției acum cu doamna prim-ministru, în cadrul Parlamentului European, ocazia să discutăm despre sprijin, creșterea sprijinului pentru întreprinderi afectate, inclusiv în Republica Moldova, despre măsurile deja luate de guvern, de exemplu, în sprijinul pensionarilor, despre creșterea comerțului, a schimburilor comerciale între Republica Moldova și Uniunea Europeană, despre implementarea acordului de asociere și am gândit împreună noi zone. La rândul său, Natalia Gavrilița le-a mulțumit eurodeputaților pentru aprobarea ajutorului financiar de 600 de milioane de euro oferite de UE Republicii Moldova și a dat asigurări că banii vor fi folosiți exclusiv pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor. Unul din angajamentele noastre este să îmbunătățim condițiile de trai în localitățile Republicii Moldova și am discutat cum putem asigura
ca asemenea proiecte locale, atât din partea Uniunii Europene, cât și din partea membrilor, statelor membre a Uniunii Europene și din partea României, să poată veni cât mai repede în localitățile Republicii Moldova. Am vorbit și despre viitorul Moldovei în Uniunea Europeană, despre necesitatea să fim ambițioși. La finalul vizitei la Bruxelles, Natalia Gavrilița a mai avut întâlniri importante, inclusiv cu Comisarul European pentru Energie, Kadri Simson, și cu cel pentru transporturi, Adina Vălean. Premierul Republicii Moldova a discutat și cu reprezentanții diasporei din Belgia, cărora le-a vorbit despre planurile actualului guvern de la Chișinău de a crea condiții pentru revenirea acasă a basarabenilor care muncesc peste hotare. Banca Europeană pentru Investiții oferă Republicii Moldova 180 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor și dezvoltarea proiectelor de eficientizare energetică. Anunțul a fost făcut de șeful BI la Chișinău, Alberto Carlei. Potrivit lui Alberto Carlei, directorii Consiliului BI au semnat două proiecte mari de finanțare pentru Republica Moldova. Primul proiect, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat reabilitării a 240 de kilometri de drum. We are talking about overall 240 kilometers of roads across the country, specifically on the M1, M2, M3 and the M5. On the map, I would say these are the roads that goes towards north, towards Belt, towards Comrade in the south, and also towards east, towards the Romanian border. Could imagine easily 2-3 years or more. Road rehabilitation is one of the largest part of our public sector portfolio. I think give or take is about 35-40% of our public sector exposure as of today. Al doilea proiect are o valoare de 30 de milioane de euro. Banii vor fi folosiți pentru eficientizarea energetică a clădirilor publice. This is an energy efficiency improvement that could be to improve the thermal isolation of buildings, lower the energy consumption for public residential buildings across the country. În prezent sunt implementate două proiecte finanțate de BI, unul public, reabilitarea stației de epurare, și altul privat, Livada Moldovei. Cel din urmă are o valoare de 120 de milioane de euro. Under Livada Moldovei, we still have 60 million funds to be in. An operation that is, I think is a big success and is a great example of cooperation between European Investment Bank and technical assistance from the EU. With real impact on the economy. Din 2007, BI a semnat cu Republica Moldova 20 de proiecte în sumă de aproximativ 850 de milioane de euro. Banii oferiți de BI au fost cheltuiți pentru modernizarea infrastructurii drumurilor, apeductelor și sistemelor de canalizare. Au fost făcute investiții în sectorul agricol și cel alimentar și în dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. De cei mai mulți bani a beneficiat sectorul transporturilor, aproximativ 40% din suma totală, urmat de cel al IMM-urilor cu 32% și energetic cu 18%. 8% s-a investit în construcția apeductelor și pentru salubritate și 2% în educația agricolă. O parte a împrumuturilor BI au fost însoțite de granturi europene acordate în cadrul programului Facilități de Investiții pentru Vecinătate. Fostul director al liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, profesorul Ion Iovciv, este consilier cu acte în regulă al europarlamentarului Eugen Tomac. Contractul său de muncă a fost validat de Parlamentul European. Ion Iovciv a fost demis din funcția de director al unicului liceu de limbă română de la Tiraspol printr-un ordin al fostului ministru al educației Lilia Pogolșa. S-a motivat atunci că profesorul a depășit vârsta de pensionare. Ion Iovciv a anunțat pe rețea socială că a depus la judecătorie în urmă cu 2 săptămâni o cerere de contestare a ordinului fostului ministru al educației privind demiterea sa. Turcia a oferit gratuit Republicii Moldova 70.000 de doze de vaccin Sinovac pentru a ajuta în lupta cu noul coronavirus. O mare parte dintre aceste doze vor fi distribuite în regiunea transnistriană și unitatea teritorială autonomă Găgăuză. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că locuitorii din cele două regiuni au un interes sporit față de acest tip de vaccin. Ministerul Sănătății va face o listă de priorități și va distribui cele 70.000 de doze de vaccin Sinovac donată de guvernul Turciei.
Această inițiativă a venit din partea Turciei și noi am agreat-o, deoarece avem din partea unui număr impunător de populație solicitarea anume pentru acest vaccin. După câte știm, aceste vaccinuri Sinovac sunt populare în Transnistria și cred că este un gest foarte corect din partea Ministerului Sănătății că o mare parte va merge către Transnistria. Pare mi se că vreo 1190.000 sau practic 200.000 de vaccinuri, dar nu este suficient. Dostluğun devam etmesi için bizde mevcut olan arzuyu görmeniz açısından önemli buluyorum. Aynı zamanda bu vesileyle Moldova'da da vaccinul Sinovac donat de Turcia este valabil până în anul 2024 și el va contribui la buna desfășurare a campaniei de vaccinare pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Regiunea transnistreană, dacă vorbim de acoperire vaccinală, este aproape de 25%, ceea ce este o cifră, o acoperire, să spunem așa, medie, dacă facem o comparație cu acoperirea medie pe țară. Rata de vaccinare cu schema completă în Republica Moldova este de doar 23%. O construcție pe cât de bizară, pe atât de periculoasă, a fost amplasată pe un teren de joacă din orașul Soroca și pune în mare primejdie viața copiilor. Un topogan a fost montat chiar deasupra unei fântâni și cineva a crezut că un banal capac la cura fântânii adâncă de câțiva metri va rezolva problema de securitate. Nimeni nu garantează însă că acel capac nu va ceda sub greutatea copiilor, iar aceștia ar putea cădea în gol. Construcția stranie, numită de copii tobogan, este amplasată în mijlocul curții unui bloc de locuințe. După terminarea orelor de la școală, aici se adună zeci de copii care se joacă la propriu deasupra fântânii. Se pare că în momentul montării toboganului, cu mulți ani în urmă, cineva s-a zgârcit la materiale de construcție și a decis să-l suspende de marginea fântânii. Fântâna este închisă și noi ferim de pe ea. Nu mă tem că noi credem că fântâna e plină cu beton și ne urcăm și sărim pe trube, pe topogane. Ar vrea să avem un teren nou de joacă. Părinții și locuitorii din zonă recunosc că privesc cu mare frică la acest tablou al indiferenței autorităților. E periculos. Și de-a mea toate farmate. La betonul este periculos, că sunt copii și cad acolo să lovesc. Cu fric, era vorba să-l cimentuiesc, eu nu știu dacă cimentui, nu v-ați uitat? Autoritățile locale susțin că nu cunosc problema pentru că nu au fost sesizați. La fața locului trebuie să ieșim. Eu nu știu, de mult, de mult ani de perică. Și numai mult s-a trezit lumea. E rău că nu a adresat la noi. Eu asta am stărui acolo să vin, să vedem ce e care situația. La scurt timp după ce am discutat cu viceprimarul orașului Soroca, acesta a revenit și a spus că topoganul va fi demontat și evacuat în cel mai scurt timp. Exportul de servicii educaționale aduce anual în Republica Moldova venituri de aproape 100 de milioane de dolari. Ce potențial are domeniul educației pentru străini, ne spun experții imediat în telejurnal. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Inimii. Evenimentul este marcat la nivel mondial pentru a spori gradul de conștientizare a populației asupra factorilor de risc ce duc la apariția bolilor cardiovasculare. Autoritățile își doresc totodată să determine treptat o schimbare în atitudinea oamenilor față de problema adoptării unui stil de viață sănătos. Iulia Cușnir este din raionul Telenești și am găsit-o astăzi pe holurile Institutului de Cardiologie din Chișinău. Femeia are probleme cardiace de mai mulți ani, iar această povară va trebui să o poarte după sine toată viața. M-am avut infarct în 2017 și mi s-au stupat arteriile și s-a operat din 2019. Și am un măsâm treu și am venit la consultație, trebuie să mă interneze. Suferința femeii este cel mai bine înțeleasă de celelalte paciente care își așteptau rândul pentru o consultație la medic. La efort e un mânăduș. Când merg mai repede, când de lucru, când, chiar și când vorbesc. Când a fost războiul, prima dată eu de la părâta, de atunci am chicat-o snărea de mine, de atunci duc durerile este.
Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova, bolile cardiovasculare sunt pe primul loc în clasamentul cauzelor de deces. Un an de zile. Cu toate că ați luat tratamentele și... Da, și regulat m-am luat. Dumneavoastră ați avut un infarct în 2015. Da. Obiceiurile noastre rele sunt modul nostru nesănătos de viață, cel mai frecvent, neinfluențând acești factori aparent foarte simplu de schimbat, noi totuși rămânem la niște cifre înalte. La nivel mondial, aproape 520 de milioane de oameni suferă de boli cardiovasculare și au fost afectate de COVID-19. COVID-ul afectează mai ales cei care suferă de boli cronice, iar bolile cardiovasculare sunt printre primele în lista aceasta. Sigur că aceasta un pic ne-a complicat lucrul prin ce? Prin faptul că, mai ales primul an, a îndepărtat un pic pacienții de medic, i-a ținut un pic mai la distanță, astfel controlul tuturor tratamentelor, făcându-se mai dificil. Pe parcursul anului 2020, din cauza afecțiunilor aparatului cardiovascular, au murit 22.872 de oameni, cu peste 1.000 mai mult comparativ cu 2019. Primul centru de caritate pentru refugiați a fost deschis la Chișinău. Cetățenii străini vor beneficia de cazare, asistență financiară și produse de igienă. De asemenea, pentru refugiați vor fi organizate cursuri de învățare a limbii române pentru a interacționa mai ușor cu localnicii, iar ulterior să-și găsească un loc de muncă. Centrul de caritate pentru refugiați se află pe strada 31 august 1987. Это во-первых, а во-вторых, если дети нуждаются в школах, где садик, смене врачу, мы оказываем эти услуги. Centrul a fost creat cu sprijinul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. The center is very important because you see this is a place where refugees who live in Moldova are supported. They're supported in their way to integrate, to find work, to be advised on living conditions. And that's I think the most important part. If you're coming from another country, you don't know your way around. That's very crucial. Potrivit statisticii, de la obținerea independenței și până astăzi, puțin peste 2000 de străini au solicitat protecție autorităților de la Chișinău. Explicațiile sunt simple. Nu avem conflicte armate active în imediată apropiere a granițelor, fapt care ar alunga oamenii de acolo. Nici economia nu este una solidă, lucru care, pe lângă liniște, de cele mai deseori îi atrage pe refugiați. Cele mai multe solicitări au fost depuse în perioada 2014-2015, când în estul Ucrainei a început războiul dintre separatiști și armata de la Kiev. Potrivit Biroului Migrației și Azil, aproape 500 de refugiați așteaptă acum un răspuns pozitiv de la autorități. Guvernul României continuă să sprijine educația copiilor din Republica Moldova. Încă o grădiniță a fost renovată la standarde europene pentru ca zeci de copii să aibă condiții excelente de joacă și studiu. La ceremonia de inaugurare a grădiniței Alunelul din satul Grădiște, Raionul Cimișlia, a participat ambasadorul României în Republica Moldova, excelența sa Daniel Ioniță, reprezentanți ai autorităților locale și ai Fondului de Investiții Sociale din Republica Moldova. Renovarea grădiniței Alunelul din satul Gradiște, Guvernul României a oferit peste 1 milion de lei moldovenești. Cu ajutorul acestor fonduri, clădirea a fost dotată cu mobilier, rețea de apă și canalizare, sistem nou de încălzire și teren de joacă. Copiii, părinții și educatorii au motive clare de bucurie. E interesant. Dar ce îți place cel mai mult la grădiniță? Scoloreț. Dar să te joci? Îmi place tot. Ce faci tu la grădiniță? Mă joc. Colorez. De mult așteptam să ne mutăm în așa grădiniță mare, spațioasă, unde copii erau mulți, chiar și acolo erau foarte mulți copii. Deci numai astăzi, 15, au fost și 20 ceva. Le place și copiilor, sunt liberi, încăpători,
loc să treacă la Dulăpior, la Pătuc, avem viceu înăuntru și e și pentru noi o poveste, o, cu adevărat o poveste. Acolo erau condițiile, ne spălam într-un tas, parcă de aici ne simțim bine. La inaugurare a fost prezent și ambasadorul României în Republica Moldova, excelența sa Daniel Ioniță, care a făcut celor prezenți o confesiune. Am fost crescut de bunici. N-am avut șansa să merg la grădiniță. Însă de când sunt ambasador în Republica Moldova, tot merg la grădiniță. Și tot merg la grădinițe renovate de Guvernul României, pentru că această grădiniță este una din cele peste 1100 de proiecte care au fost finalizate cu bani de la Guvernul României în folosul dumneavoastră, în folosul cetățenilor Republicii Moldova. Este o grădiniță care are deja condiții europene. Creează condiții bune pentru educația timpurie a copiilor, dar este și un efort comun al tuturor. Guvernului României, care a alocat surse, Guvernului Republicii Moldova, care a repartizat aceste surse prin grădinițele țării noastre, Fondul de investiții sociale. Generațiilor care vin trebuie să le asigurăm de fapt acele condiții moderne care pun de fapt baza unei generații civilizate în condiții și într-un mediu sănătos. Copiii de la grădinița Lunelu i-au răsplătit pe oaspeți cu cântece, dansuri și poezii. În total, Guvernul României a alocat peste 600 de milioane de lei moldovenești pentru renovarea instituțiilor preșcolare din Republica Moldova. Exportul de servicii educaționale este un domeniu promițător care aduce anual în Republica Moldova venituri de aproape 100 de milioane de dolari. Experții în economie susțin că domeniul educației pentru străini este neglijat de către autorități, deși are un mare potențial. Datele arată că fiecare al 8-lea student aflat la cursuri în Republica Moldova este din străinătate. Mă numesc Najab, voi sunt la anul 4, învăț aici în Universitatea de Medicină Generală și acum este anul 5 și tot profesorul este foarte bun. Najab este din India și a venit în Republica Moldova în 2017 pentru a studia medicină. Până să ajungă aici nu știa mai nimic despre Republica Moldova. Acum s-a obișnuit până și cu iernile geroase și are parte de o experiență culturală inedită. Studiile de calitate la costuri rezonabile, dar și întreținerea nu foarte scumpă îl fac să nu regrete decizia luată. The professors are very interactive to us, the patients are very kind to us. Many countries are not like that. They, when they see the students who are coming, they will sleep. Arina Pogostin este din Israel și continuă tradiția familiei sale de a studia la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu din Chișinău. My grandma and my grandfather and my mother studied here. Professors that they know so much and they gave us all the knowledge and all the progressive knowledge. Numai la Universitatea de Medicină și Farmacie din Chișinău studiază peste 1800 de studenți din străinătate. Cei mai mulți dintre ei sunt din Israel, India sau Statele Unite. You have very good qualified instructors. We were able to learn just everything we need to achieve the excellence in dentistry. We passed all of the exams, dental exams in state of California. Motivele pentru care tinerii din străinătate aleg universitățile din Republica Moldova sunt multiple. Este vorba de calitatea studiilor. În afară de aceasta, studenții cu ușurință pot susține examenele de echivalare în țara lor de origine. În mare majoritatea cazurilor, o astfel de echivalare este absolut necesară. În plus, este vorba de accesul la pacienți. Medicina fără acces la pacienți nu poate fi realizată. Moldova este o țară cosmopolită în care un student străin nu simte o atitudine ostilă, pentru că asta e cel mai important. Potrivit statisticilor, acum un deceniu, în Republica Moldova își făceau studiile 1200 de studenți străini. Acum numărul acestora este de 4600. Este o cifră încurajatoare, mai ales că numărul studenților locali scade de la an la an din cauza sporului natural negativ, dar și a migrației masive.
8% dintre studenți sunt din străinătate, iar potrivit experților economici, volumul exportului de servicii educaționale a crescut de 3 ori în ultimii 10 ani. Anual, Republica Moldova câștigă în jur de 100 de milioane de dolari. Pentru comparație, din exportul de vinuri se obțin venituri de 140 de milioane de dolari. Niciodată în Republica Moldova, eu pot aceasta să spun cu toată certitudine, atragerea studenților străini n-a fost o prioritate, nu a fost văzută ca o prioritate și noi în general niciodată ne-am gândit că de fapt serviciul de educație sau de instruire sau de pregătire a studenților este un serviciu care îți poate aduce valută în țară. Exportul de servicii educaționale presupune schimbări de esență pe toate dimensiunile învățământului universitar. Dacă cadrele noastre didactice ar predacte un curs și în universitățile străine, evident că reputația Republicii Moldova va crește. A doi, mobilitatea studenților. Universitățile trebuie să încheie acorduri de cooperare cu cele din străinătate, să facă schimb de studenți. În Republica Moldova, numărul de studenți a scăzut de la 128.000 în anii 2007-2008 la 57.000 în 2019-2020. Acum este înregistrată o ușoară înfiorare datorită studenților care au apelat la studii cu frecvență redusă. Proiectul Tecul în fiecare școală continuă să creeze oportunități de perfecționare pentru școlile din Republica Moldova. Timp de câteva luni, 590 de profesori care predau discipline ale viitorului au participat la un program special de pregătire profesională. Prin acest proiect se dorește dezvoltarea unei generații capabile să creeze și să dezvolte produse și servicii IT în Republica Moldova. Pavel Cerbușca este profesor de istorie de mai bine de 3 decenii. Pentru a fi în pas cu noile tehnologii, pedagogul a decis să studieze și o profesie a viitorului. S-a înscris în proiectul Techwheel în fiecare școală, iar de un an predă elevilor de la Liceul Republican Aristotel și design grafic. În calitate de profesor vreau să nu rămân în urmă față de tendințele timpului și copiii astăzi sunt foarte pasionați de tehnologii, doar trebuie să îi orientăm corect. Design grafic este o profesie care va avea nevoie societatea. Printre cei ce au dorit să se perfecționeze este și Natalia Schițco, profesor de informatică. Ea va putea preda elevilor și cursurile de inteligență artificială și antreprenoriat. Noi deja suntem în acea era tehnologiilor și elevii zi de zi pot întâlni oriunde și pot citi informația. Și atunci când noi rămânem în urmă, profesorii, pentru dânsii, asta este o dezamăgire. Deci, vrem, nu vrem, noi trebuie să fim în aceeași tendință cu tehnologiile și să ne dezvoltăm. 590 de profesori din Republica Moldova au beneficiat de sesiuni de instruire complexă și programe de mentorat în cadrul proiectului Techwheel în fiecare școală. Au învățat cum să dezvolte un website, cum să dezvolte o aplicație mobilă sau un sistem de inteligență artificială. La design grafic au învățat cum să creeze o identitate vizuală. Techwheel în fiecare școală își propune să dezvolte o generație de tineri capabilă să dezvolte produse și servicii aici în țară. Aseară, în cadrul galei profesori inovatori Techwheel, cadrele didactice care au participat la instruire au primit laptopuri performante cu software licențiate oferite de donatorii externi. Offer my warm congratulations to all the teachers receiving the Techwheel Innovative Teacher Award today. Your hard work, determination in offering students an up-to-date curriculum and know-how while implementing new teaching methodologies in the classroom are remarkable. Este un gest admirabil de a aprecia cadrele didactice și de a le oferi suport și de a încuraja creativitatea, dar și cel de a le oferi donații sub formă unor dispozitive digitale în școlile mai îndepărtate pentru a înlătura decalajul digital și a asigura șanse egale pentru toți copiii, ca ei să fie mai bine pregătiți pentru profesiile viitorului. Proiectul Techwheel în fiecare școală este implementat în 234 de școli din Republica Moldova. Peste 20.000 de elevi studiază cel puțin unul din cele 6 cursuri disponibile. Programul este implementat în cadrul Asociației Naționale a Companiilor TIC, cu susținerea financiară a USAID Moldova, Suedia, EU for Moldova și PNUD Moldova. Victoria istorică pentru Șerif Tiraspol. Campioana Republicii Moldova la fotbal a învins pe Real Madrid scor 2-1 în a doua etapă a grupelor Ligii Campionilor. Prestația lăudabilă a galben-negrilor a strânit interes în toată lumea. Presa internațională scrie că rezultatul acestui meci este una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii Campionilor.
Campioana Republicii Moldova a început în forță și a condus-o până la pauză cu 1-0 pe multipla campioana Europei Real Madrid. Primul gol a fost marcat în minutul 25 cu capul de uzbecul Yakshiboev. Galacticii au egalat prin penalti în minutul 65 prin execuția lui Karim Benzema. Golul victoriei pentru Sheriff Tiraspol a fost marcat în minutul 89 prin Sebastian Thiel. Printr-un șut spectaculos din afara careului, iar mingea s-a dus direct în vincul porții. După primele două etape, campioana Republicii Moldova este lider în grupa D cu 6 puncte, la 3 puncte distanță de madrileni. Este prima echipă din campionatul Republicii Moldova care se califică în grupele cele mai importante competiții europene. Victoria galben-negrilor a stârnit un val de reacții în toată lumea. Presa internațională a lăudat performanța echipei Sheriff Tiraspol și a titrat cu litere de școapă. Este un nou șerif în Madrid și provine din Tiraspol, scrie Sports Illustrated. Iar unii jurnaliști au scris și despre cel care stă în spatele clubului. Este vorba de milionarul Victor Gușan, un apropiat al Kremlinului, care deține și holdingul Sheriff, cea mai mare companie din stânga Nistrului. Sheriff controlează practic principalele activități economice din regiunea transnistreană. Lava vulcanului de pe insula spaniolă La Palma a ajuns la mare. Vedeți imagini spectaculoase ale erupției care nu încetează de mai bine de o săptămână peste câteva momente în telejurnal. Croații scapă de vizele pentru Statele Unite. Autoritățile de la Washington au introdus Croația în programul Visa Waiver. Cetățenii croați vor putea intra pe teritoriul american pentru 90 de zile, în cazul în care călătoresc pentru turism sau afaceri. Anunțul a fost făcut de Departamentul pentru Securitate Internă. Programul va începe de la 1 decembrie. Parlamentul European a cerut Comisiei să facă demersurile necesare pentru ridicarea vizelor pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Dar românii, bulgarii și ciprioții nu au intrat în programul Visa Waiver. Să urmărim acum rubrica Europa Astăzi. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că negocierile de aderare la UE cu Albania și Macedonia de Nord trebuie să înceapă cât mai curând. Șeful executivului european și-a anunțat susținerea deplină pentru începerea negocierilor la o conferință de presă comună susținută la Skopje, împreună cu premierul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev. Anterior, în timpul unei vizite la Tirana, von der Leyen i-a spus prim-ministrului albanez Edi Rama că viitorul Albaniei este în Uniunea Europeană, zând că declanșarea negocierilor de aderare la blocul comunitar s-ar putea produce înainte de sfârșitul anului. Șeful Comisiei Europene se află într-un turneu regional în Balcani, înaintea celui de-al treilea summit UE Balcanii de Vest, programat pe 6 octombrie. Discuțiile din cadrul summitului se vor axa pe reafirmarea perspectivei europene a celor 6 țări partenere: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Kosovo. Executivul european a lansat astăzi 5 noi misiuni ale UE care își propun să abordeze marele provocări în materie de sănătate, climă și mediu și să atingă obiective ambițioase în cadrul programului Orizont Europa. Potrivit vicepreședintelui executiv pentru o Europa pregătită pentru era digitală, Margrethe Vestager, cele 5 noi misiuni reprezintă un nou instrument care include un set de acțiuni, cum ar fi proiecte de cercetare și inovare, măsuri de politică și inițiative legislative pentru a atinge obiective concrete cu impact major asupra societății. Misiunile vor căuta răspunsuri și vor oferi soluții la principalele provocări globale până în 2030. Este vorba de adaptarea la schimbările climatice, combaterea cancerului, protejarea oceanelor, mărilor și apelor și asigurarea unei alimentații sănătoase. Comisia Europeană a propus astăzi înăsprirea regimului de vize pentru oficialii din Belarus. Decizia are la bază încercările regimului Lukashenko de a destabiliza UE și statele sale membre prin facilitarea trecerei ilegale a migranților peste frontiera belarusă în Polonia, Lituania și Letonia. Potrivit oficialilor europeni, liderul autoritar ar fi trimis migranți la frontieră ca răzbunare pentru sancțiunile UE împotriva Minskului. Propunerea executivului european va afecta doar membrii delegațiilor oficiale, ai guvernelor și ai parlamentelor naționale și regionale din această țară, ai Curții Constituționale și ai Curții Supreme a Belarusului. Cetățenii obișnuiți vor continua să se bucure de aceleași beneficii de care se bucură în prezent în temeiul acordului privind facilitarea eliberării vizelor. La
Lava scursă pe versanții vulcanului de pe insula spaniolă La Palma a ajuns la mare. Iată imaginele spectaculoase ale erupției care nu încetează de mai bine de o săptămână și a dus la evacuarea a sute de oameni. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17,66 de bani pentru un dolar american, cu 2 bani mai puțin. Valoarea monedei europene va fi de 20,59 de bani, cu 8 bani în descreștere. Leul românesc se va cota la 4,16 bani, iar hrivna ucraineană la 66 de bani. Rubla rusească se va cumpăra cu 24 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Bine v-am găsit! În Republica Moldova temperaturile scad treptat, însă vremea devine plăcută și norii se risipesc ușor. Pe parcursul nopții, termometrele vor indica minime cuprinse între 5 și 8 grade, iar mâine cerul va fi variabil și la orele amiezii soarele își va face ușor apariția. Temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade. În Chișinău la noapte se anunță 8 grade, iar mâine vor fi 16 grade. Temperaturi oscilante vor fi și în România, unde vremea se va menține rece, iar maximele nu vor trece de 21 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Mai multe informații găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Carina Müller și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, la revedere!